Tuturor și bine v-am găsit la acest mega pack opening. Am 10 pachete special pregătite, strâns așa din SBC, din Weekend League și așa mai departe. Le-am strâns deoparte pentru această zi specială. Este desigur Foot Birthday, din câte și știți. Au apărut o grămadă de cartonașe absolut geniale. Păcat că nu vi le pot arăta acum pe toate. De exemplu, cum se vede și aici, este Gareth Bale ca și ST, Salah ca și LB cu 84 pace, 85 defense, 82 physical, 85 shooting, Mbappé pe LV sau Aubameyang pe RV. De câte ori te ziceam eu de Aubameyang, ce mișto era pe vremuri când juca pe RV și acum din nou este pe această poziție. Dar au apărut și câteva, deci cum e Salah pe LB, este Ibrahimovic CB, fraților, cu 90 defending, plus înălțimea lui, este Naldo CDM, este Virgil van Dijk, mare atenție, Virgil van Dijk este făcut din CBST, striker, atacant. Deci, n-am ce zice decât, wow, să ne rugăm la toate cele sfinte să ne iasă un astfel de jucător. Pe lângă acest jucător, desigur, avem și un Team of the Week destul de interesant cu De Vrij care rupe terenul, dar desigur ăsta este cartonașul care mi l-aș dori eu, realistic, știi, normal, toată lumea își dorește un icon, un for birthday, dar niciodată nu o să-mi dea mie ei sport așa ceva. Dar măcar pe ăsta să mi-l dea. Richarlison cu 5 weak foot pe RV, 89 pace, 85 shooting, 88 dribbling și 84 physical. Aș fi super happy dacă l-aș prinde. Și dacă mă întrebați ce cartonaș mi-a picat de Weekend League, știți, la roșu, mi-a picat Chicharito, mexicanul. Bun, deci astea sunt pack-urile care le am eu aici. Avem un Premium Gold Pack, avem un Gold Players Pack, Prime Gold Players Pack, încă un Prime Gold Players Pack, Rare Gold Pack, care desigur toate sunt rare, și un Mega Pack, nu, două Mega Pack-uri, stai, trei Mega Pack-uri, glumeam, al treilea este un Rare Mega Pack, față de astea care sunt numai Mega Pack. Și desigur, apoi avem un Prime Electrum Players Pack, încă un Rare Electrum Players Pack, deci avem o grămadă de pachete care... Gândiți-vă că numai, cred că Mega Pack-urile astea, da, pe Mega Rare Pack, sunt pachete care valorează pe la 50.000 de coins. Deci pachetele astea costă între 40 și 50.000 de coins. Gândiți-vă la asta. Câte șanse, practic, avem să prindem, de Doamne, ceva bun și facem o cruce. Bă, fă și tu o cruce, cel care te uiți amul la monitor, să am noroc să prind ceva bun. Vom începe, desigur, cu pack-urile astea mai slăbane, să le zicem așa. Ia să vedem ce ne pică. Poate un Ronaldinho. Nici măcar borți. Suză, nici măcar unul care să-l pot folosi la SBC. Măcar din Premier League era. Dar mă rog, hai că-l păstrăm. Ia Brandon Rodgers. Ce faci, mă, nene, mă? Ok, asta cu Excel. Asta-l trimitem noi la transferuri. Perfect. Așa, deci primul pack normal. Dar acum începe distracția. Gold Players Pack. Într-un pachet unde sunt 12 jucători, din păcate doar unul rar, dar 12 jucători. Ia să vedem ce va pica în acest pachet plin de jucători. Ia să vedem, măcar e borz. Nu e nici borz. Oh, Sanchez. Hey, da, măcar e din Premier League. Ok, și este dublură. Ce surpriză. Ok, în rest, magalete, drink water, spina, așa, așa, așa. Da, e ok, ok. Bun, pe ăsta dacă e duplicate, send to transfer, ăsta e păstrăm, ăla e nene, mă. Bun, amu, începe nebunia. Prime Gold Players Pack. Un pachet care, desigur, sunt 12 jucători, din care 6 sunt rari. Gândiți-vă, 12 jucători, 6 rari. Te rog. Nici borz. Putea fi măcar Kimmich. Da, nu, că atunci era borz. Dar am văzut floricelele alea albastre. Mă așteptam măcar la un borz. Dar mă rog, ia Hisaj, Ventur, măcar 82 rating. L-am prins pe Pablo, din păcate nu-i Pablo Escobar. Ce-am mai prins aici? Da, mă rog.
Jucători. Ok, poate acest pachet. Poate acest pachet. Hai să dăm. Gold Players Pack, al doilea. Hai, măcar borți. Bag piciorul, măcar borți. Nici borți, bă! Nici borți. Cine-i? CB Uruguayan? Coates. Da. Deci, da. Da, Hakimi, așa, Zielinski, ăștia bun, ăștia băgăm acolo, ăștia vedem noi ce vom face. Deci, până acum am deschis pachete, cum e, la Gold Players Pack era cam 15.000 de coins, deschis 2 sau 3, 2, 30.000 de coins. Deci, până acum am deschis pachete în jur de 30.000 de coins și nimic bun, nimic. Pa? Măcar boards. Aleluia. Oh, Rodrigo. Rodrigo. Hei, 84 rating. O să fie bun, ia, 90 pace. Asta o să mă ajute, poate, într-un SBC. Mai știi ce apare în zilele următoare. Nici nu e un card rău, adică 90 pace, 81 shooting. Oare cât costă Rodriguez ăsta, Rodrigo ăsta? Ia să vedem. Deci, compare price. 10.000 by now, 10.000 by now, 9.000 by now, 8.000, 7.800, 7.600, să zicem 7.000 dacă îl pun pe piață. Deci 7.000 de coins dintr-un pachet de vreo 20.000. Da, trist, știu. Bun, hai că Quixel. Okidoki shmoki. Varză. Și începem. Mega Pack. 30 de iteme, dintre care 18 rare. Oare în acest Mega Pack de 50 sau 40.000 de coins va ieși cea bun? Răspunsul este nu. Nici măcar boards. Bă. Ce? Frate, aruncă-mi un Richarlison acolo, în pui mei. E greu. Dă-mi-l, bă, boule, pe Richarlison. Mă refer la EA, bă, boule. Ai. Frate, într-un mega pack să prinzi așa cea și te gândești că unii chiar bagă bani, știi, și deschid multe pachete de genul acesta. Oh, vai, Doamne, îmi și pare rău de ăștia ce țapă iau. Ok, Pioli pack acolo. Bun. Că știu că pe manager ăștia îi vizi ușor cu 200 de coins. Decât cu Excel cu 60. Ok, încă un mega pack în valoare de vreo 40-50 de mii de coins și, mă rog, poate 30 de mii. Hai să ne exagerăm. Bum! Japonez? Au! Kagawa! Doamne, te țin minte când erai la Dortmund. Tot timpul vindeam pe Kagawa. Nu era bun nimic. Da, 68 pace, 69 shooting, ce faci că? Ca și că, mă rog, da. N-are nici măcar fizică. Da, măcar e 83 overall. Măcar e overall mai mare. Oh, Cehanoglu. Măcar e unul de la Milan. Cu zâmbetul lui de... A luat muie. Parcă așa zic ăștia. Ia, deci fii atent, Kagawa. He, troll face. Cehanoglu, be like. A luat muie. Și asta, be like. Să mor tu că ai deschis un pachet în valoare de 40.000 de coins. Și după asta era cea de genul. Da. Cam așa e. Cam așa e. Hai, ce caut asta aici, Quixa. Așa, măcar avem cea contracte de asta de fitness, ceea ce prind chiar foarte bine. Shield. De... Așa, kitul Franței. N-arată rău. L-aș putea folosi. Așa, și astea cu Excel. Bun. Varză. Oare din acest rare mega pack, dintre care 30 de iteme, toate 30 sunt rare, îmi iese, te rog, Doamne, un icon. Niciun if. Îmi iese Miranda. Miranda, într-un pachet, rare mega pack de 30 în pula mea de iteme. Niciun if. Hai să-ți bagi piciorul. Ia, Cancelo, hai, stai un pic, că Cancelo costă ce-au bănuți. Ești de Miranda cât e în ziua de azi.
14-15.000 by now. 14.000-15.000 by now. Cancel. S-a mai ieftinit, era pe la 10.000 la un timp. Da. Varză. Ce surpriză, nu? Măcar am contracte și am fitness, măcar mai multe de fitness am fi dat. Asta nu e bun, nu e bun, nu e bun, nu e bun. Iar Sanchez, nu l-am mai prins odată. Ba, shit. Și l-am pus transfer liste, știi? Stai un pic. Ne pot să-l pun direct. Nu, no, numai swap. Na, mă rog, cu Excel de-l în Franța. Bun. Dacă nici măcar din pachetele alea n-am numeșit nimic, eu nu mai am speranțe, să zic așa, adică dintr-un rare mega pack din care 30 de iteme, toate sunt rare. Am ieșit un Miranda de 85 overall, dar nu știu ce să zic, adică puteau și ei acolo să arunce ceva, știu și eu, cât de cât. Nici măcar boards, coaie, nu-i măcar boards. Nu mă gândeam, mă, nici n-are rost să mă mai bucur. Da, asta este norocul, bă, doi portari. Eu am făcut o glumă odată când mi-ai face echipă de portari, dar văd că jocul o ia în serios. Deci, este de măștea, măcar din ăștia de silver, îmi fac cea bani. Să zicem că pe ăsta îl vindem cu vreo 500 de coins. Îl punem direct pe transfer. Așa, Keita asta. Slăbuț. Ia să vedem dacă îl punem. 400. Da, așa, 400. Așa, Miranda. 2400. A, trebuie să strice asta schema. Na, cam 2000 de coins. Hai, 2000 de coins pentru ăsta de la Barcelona de silver. Nu-i rău. Finally, cea bani. Backer 900, 800, 500, să zicem 500 by now. Și se vinde ca pita caldă. Uite așa. Pac. Asta. Stai un pic, ăla asta nu mă așteptam. Cam 1000. 1000, bune, nu mă. 1000 la vânzare. Să treci mare. Pui mei, îți dai seama ce trist e dată jocul ăsta. Că începi să faci, să zic așa, mai mulți bani din vânzarea jucătorilor de ăștia de silver decât ăștia de gold. Na, bine că toată lumea deschide pachete de gold, într-adevăr, dar totuși. Dar ce trist e totuși să ai atâtea pack-uri faine și să nu-ți pice, mă, cea bun. Așa e jocul ăsta, n-ai ce-i face. SDM, ultimul pachet, nu-i nici if. Și Skriniar. 86 rating. Skriniar în tricou Milanului. Știți, o fază caragioasă este că astăzi l-am prins pe Miranda Inter și acum Skriniar. Oare, nu mă zic oare, încearcă EA Sports să-mi zică indirect că am luat țeapă? Și îmi trimite jucători de la marea rivală, dar ce drept să trăiești. Ce jucători. Wow, 20.000 de coins. Uite, pot să le iau pe ăsta cu 20.000 de coins să-l vând ca bună ziua, de 86 rating. Mamă, nici nu știu să-l vând, să-l păstrez. Hai că-l vând. 20.000 de coins, 20.000 de coins. Dacă ai trebuie să fac un SBC, las că cumpăr eu din Premier League cu 20.000 de coins, să știi, să fie mai accesibil. Ok, na, bun. În rest, Gervinho, Sancho, măcar l-am amus și pe Sancho. Hai să vedem ăsta cât costă. 5.000? Da. Ia uite că nu e unul sub 5.000. 5.900 am văzut acolo unul, 5.800. 5.000 de coins pentru austriacul ăsta de la FC Nürnberg, oare? E echipa aia. Ia să dăm așa, dacă dăm 4.500. Bun, super. Ăsta e slab, ăsta e 500. Sau cât pot da? Așa, 500. Bun. 500, îl vedem și pe ăsta. Silver rar, 950, mă așteptam mai mult. Hai că-l dau cu
800. 800 îl vinde. Să plece repede, știi cum zic? Bun, ăsta iară 500, ăsta varză, ăsta tot 500 și el. Deci da, aici ultimii de 500 de coins. Na bun, deci acesta a fost mega ultra marele mega pack opening, care totuși dacă te iei după valoarea pachetelor care le-am deschis astăzi, chiar este un pack opening în valoare de 100.000 de coins, eu pot să zic că am băgat, în ghilimele zis, băgat în pachete. Deci cam 100.000 de coins să bagi în pachete, în ghilimele, desigur că n-am primit din Weekend League și așa mai departe și alte SBC-uri și l-am mai păstrat. Și cred că l-am văzut pe Screenyard, într-adevăr, cu 20.000, adică era chilipir. Așa, și mai am poște așa, mai am aici un Zielinski, mai am aici câțiva jucători de ăștia. Desigur, Piatek, care aștept să mai fac un să mai scot acolo un inform, ceva, știi cum zic. Hai că dau cu Excel asta, că scot mai ușor banii. Și da, cam atât pentru acest episod special, care mă spera măcar un Richarlison să prind, dar văd că jocul nu mi-a oferit această onoare, să spun așa, și mi-a dat o mare palmă peste față să nu înjur, să zic așa, nici măcar un inform de ăla, știi, ieftin, măcar de-mi dădea un inform de ăla așa, hai, ciupi, știi, oricum trebuie să fii inform, că știu că sunt tot felul de SBC-uri care îți cer, bă, măcar să ai un inform, știi, în echipă, bă, măcar aveam și un inform în echipă să-l pun acolo, știi, să fac și un bănuț. Dar n-a fost să fie. Asta este ce se și face. Hai să ne 900, că poate prea ieftin îi dau pe ăștia. Totuși să de ăștia rari. Ai Zielinski 80 overall, trebuie să fie. Bă, știi ce, nici nu-l vând, că poate îl folosesc și după aceea îl pun înapoi în echipă, știi cum zic? Ia să văd. Mane, vreau să văd actions, compare price, este? De dimineață când am intrat eu nu erau pe market, am văzut chiar să băga câțiva. 126 și așa fac cea bani pe el. 125, deci dacă eu îl vând cu 125 buy now, eu l-am cumpărat cu 118, fac un mic bănuț, fac așa un bănuț pe el, știi cum zic, un trade, și mă gândesc să-l cumpăr pe Richarlison, care în momentul actual valorează cam cât oare. Richarlison special, ăsta-i, 130, 124, 120, 115 și asta știi care e partea cea mai faină, că cu cât o să apară mai mulți, 102 este, deci cu cât o să apară mai mulți pe market, cu atât o să fie asta mai ieftin. Și asta și sper, ia uite deja câte pagini se iau, 100.000 buy now. Perfect, când mă gândesc că mai de dimineață când am verificat, Dic, ești nebun, 100, la 95, eu sunt la 95.000 buy now, mă. Puf, forță. Când mă gândesc că m-am trezit, pe la cât m-am pus la calculator, pe la vreo 12, și am verificat așa cam cât este valoarea lui Richarlison, știi, și am văzut acolo, unul la 180.000 și ăla nu știu cât. Am zis, na, stai să vezi ce scump a fi ăsta, dar ia uite-te că deja este unul la 90.000 buy now. Deci suntem pe calea cea bună, o să-l vindem pe Mane cu 120.000, facem și profit și îl cumpăr pe Richarlison în marea mea echipă. Din păcate n-au fost zei fotbalului de partea mea să vă ofer un cartonaș de ăsta ultra mega rar de Foot Birthday, care cred că prinde doar ăștia care fac streaming și eu nu fac. Și da, ne auzim pe data viitoare. Sper că v-a plăcut totuși acest episod. Am băgat o grămadă de coins în pachete și l-am deschis pentru divertismentul vostru. Și totuși a prins pe screener 20.000 de coins. Asta a fost cel mai bun card. Wow. Da. Până pe data viitoare, numai bine. Pa, pa.